Vreau să-ți arăt cum se scrie pe cea mai spectaculoasă agendă de la Râpul de Art, varianta Full Black sau Black Edition, spune-i cum vrei tu, o agendă absolut impresionantă, toată cu hârtie neagră. Și o să-ți arăt cele două variante pe care noi le recomandăm pentru a scrie în ea, că nu poți scrie cu pix albastru. Prima variantă, un creion grafit de la Faber-Castell, asta e pronunția, îmi pare foarte rău, și scriem Mihai. Și un R. Și semnătura arată, ce să zic, foarte bine. A doua variantă este cu un pix, nu știu, argintiu, gri, cu sclipici, că numai așa am găsit. Care scriem. Și asta arată parcă și mai bine. Markerele prea groase, asta e varianta pe care am găsit-o cea mai accesibilă ca preț, nici nu știu cât mai costă. Dar și scrie bine, se și vede bine. Nu se întrerupe pasta ca la pixurile cu pasta albă, deci oricum asta rămâne cea mai fiabilă și mai ieftină. E 5 lei pe site. Dacă vrei să faci un cadou o cutie premium, ai o agendă neagră, full black, da, nebranduită dacă bine vezi, de la hârtiile complet negre.